era vorba despre faptul că sunt vreo 17 grade afară, vântul adie ușor, iar eu mă simt, nu, ar trebui să dau cut la video, dar nu o să dau cut. Nu mă simt, eu sunt cel mai frumos din orașul acesta. Pe străzile pline, când ies, n-am pereche atât de grațios, portinelul în ureche și atât de înflorite cămașa și vesta. Sunt cel mai frumos din orașul acesta. Născut din incestul luminii cu amurgul, privirile mele dezmiar de genunia, de mine vorbește în oraș toată lumea, de mine se teme în taină tot burgul, sunt prințul penumbrelor. Eu sunt amurgul. Și întâmplător sau nu, vine primăvara și întâmplător sau nu, am ieșit și eu în natură, precum ursul din hibernare. Dar, nu știu, e... Adică știu. Îmi trebuia o zi liberă de la orice. Și mi-am făcut-o liberă. Precum vorba lui Andrei, liberă la mare. Și am venit la pădure. Logic. Ce poate să facă un om normal care vrea să scape de oraș? Vine la pădure, chiar dacă e lângă oraș. Asta contează. Contează că suntem la grădina zoologică. Și mai contează că este superb afară. Deci am ajuns să fiu în tricou, un pic de hanorac. Sunt așa de fericit încât nici nu pot să vă spun. Și acum mă voi duce să mă uit la lebede. Mai avem pe aici și un urs, mai avem niște ceri, mai avem niște chestii de genul ăsta, dar... Important sunt eu. Eu sunt cel mai frumos animal de la grădina zoologică. Nu se poate altfel. O să pun video-ul ăsta. Normal că o să-l pun când ajung acasă. Pentru că aici n-am Wi-Fi. Sau dacă găsesc Wi-Fi, îl pun de pe Wi-Fi. Aia, să mă bată soarele în față, să cresc. De fapt, să scad. Mai bine, mă duc să văd lebedele, să le admir. Mă uit în jur, dar nu se mă uit ca prost în telefon. Și o primăvară frumoasă.